Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. E foarte important. Iisus a spus, cuvântul lui Dumnezeu a spus asta: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vă pun o întrebare. Ați fost înșelați vreodată? Da? Știți în ce context e pusă întrebarea asta? Afirmația asta, adică? Să știți că noi vă putem înșela. Eu vă pot înșela. Oamenii vă pot înșela. Este o conotație spirituală aici. Este vorba despre ceea ce credem. Și când te duci într-o biserică sau alta, primul lucru cu care te întâlnești, te gândești: o fi bine sau nu o fi bine? Se contrazice cu religia mea sau nu? Cu credința mea sau nu? Și eu vă dau dreptate. E foarte înțelept când ai de ceva nou să te întrebi ce-o fi. Că după Scriptură scrie să aveți grijă, să nu fiți înșelați. Ar fi cea mai mare prostie ca cineva să te mintă, să te înșele. Și acum se dezvoltă. Ați fost înșelați, da? Cine a fost înșelat măcar o dată în viață, sus mână? N-ați fost înșelați niciodată? Domnul să ierte. Nu, tatăl meu, uite, copiii nu au fost înșelați, nu? V-a înșelat cineva, copii? V-a mințit cineva? V-a trădat cineva? În dragoste ceva, nu? Nimic? Da. Să vedem cum putem fi înșelați. Și primul lucru, evident, îl bănuiți. Hai să vedem. În Efeseni, capitolul 5, versetul 6, zice așa: nimeni să nu vă înșele. Cu ce? Cu ce? Nu cu vorbe, că vorbe se spun și nu-ți dai seama. Dar sunt vorbe deșarte. Când spui vorbe deșarte, înseamnă vorbe în vânt. Vorbe care n-au niciun impact. Și dacă ajungi să le crezi, nici tu nu vei fi de impact. De aceea, atunci când stați de vorbă cu oamenii, indiferent ce discută, este foarte important să fiți atenți la ceea ce vorbesc. Ce vă spun, vă spun din practică, nu sunt teorii. Ascultați-mă ce se întâmplă cu mine. Când dumneavoastră vă întâlniți cu mine, stăm la o cafea undeva, da? Să mă rog, la un suc, da? Și voi vorbiți. O să observați primul lucru care îl fac, că stau și vă ascult. Că atunci când voi vorbi, să am, dacă este nevoie, să folosesc cuvintele dumneavoastră. Pe un om îl prinzi cu cuvintele lui. Ce discutăm astăzi seara e foarte important, se întâmplă în fiecare zi. Cum ne înșală oamenii, în primul rând? Ne vorbesc dulce, duios, dar scopul final ori este o intenție rea, ori este o intenție bună. Și gândiți-vă, atunci când vorbiți cu oamenii, să stați să ascultați, să vedeți ce au de spus. Să vă zic unde e o greșeală mare la oameni. Uitați-vă. Eu vin și spun ceva nou, da? Eu îți spun așa. Îți spun un lucru nou, da? Și tu, în loc să stai să vezi ce am de spus, deja tu ai prejudecata ta în cap. Înainte ca eu să încep să-ți spun ceva, tu nici măcar nu știi ce vreau să spun, tu deja vrei să-mi dai mie verdictul tău. A, lasă că știu eu. Dar de unde știi ce am vrut să zic? Cum ai putea să-mi arăți că sunt greșit din moment ce nici măcar nu mă asculți? Aici sunt înșelați cei mai mulți oameni. Nici măcar nu trebuie să-ți spun că te înșeli singur. Și după Scriptură, trebuie să aveți grijă atunci când vorbiți cu oamenii, să fiți atenți la ce vorbesc, că dumneavoastră o să găsiți soluția taman din cuvintele lor. Și e o regulă asta. Vrei să-ți dai seama dacă un om are o intenție bună sau nu? Ascultă-l până la capăt. Că cuvintele lui îl vor da de gol. Că-s bune sau că-s rele. Sunt lucruri care o să le faceți după ce ieșiți de aici. E foarte important. Cu cât mergi mai încolo, o să vedeți că e tot mai interesant. 2. După aceea, în Coloseni 2 cu 4, nimeni să nu vă înșele cu? Cum? Vorbe amăgitoare. Vine prințul la prințesă și îi spune: îți dau luna de pe cer și tu îl crezi și te duci cu el drept în, nu știu unde, în Caraibe. Vine ea și spune: nu trebuie să ai bani, am eu casă și mașină. Singurul lucru care trebuie să nu-l ai e să n-ai minte. Că am eu și pentru tine.
Cel mai des suntem amăgiți cu cuvinte din astea amăgitoare. Și ce înseamnă amăgire? Ați rămas vreodată dezamăgiți? E un gust din ăla cu multă amărăciune. Îi oferi încredere. Și aici nu vorbesc doar în relații. La oameni, uite, de exemplu eu, da? Oamenii vin și mă ascultă. Și vin cu miile și mă ascultă. Și unde sunt în ultimii 15 ani, Dumnezeu a dat de, m-au ascultat oameni și oameni. Oamenii au încredere în ceea ce spun. Până la un punct. În momentul în care își vor da seama că îi amăgesc, știți ce stare vor avea? Le va fi acru. Știți ce o să spună? Și noi care am crezut că... Înțelegeți? Noi care am crezut că... E păcat. E păcat că noi ascultăm pe oameni. Nu trebuie să judecăm înainte să vorbim. Înainte să ascultăm. Trebuie să ascultăm ca să avem ce judeca. Cum poți tu să judeci un lucru pe care nici măcar nu-l cunoști? Dacă vrei să-l cunoști, trebuie să ai răbdare să vezi despre ce e vorba. Să-l studiezi, să-l cercetezi și abia atunci vei putea da. Altfel, nu numai că vei fi înșelat dacă nu ești atent, dar chiar tu însuți te poți înșela. Cu cuvintele astea amăgitoare. Apoi, dacă mergem mai departe, auziți un alt context. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu ce? Cu? No, ăsta e cel mai des întâlnit fenomen. Filozofia este și o materie la școală. O tâmpenie. Ce vă citesc, vă citesc din Sfânta Scriptură. Filozofia a avut rol de a demonta credința în Dumnezeu de la început. Să te facă să te gândești, da, dacă o fi și altfel, da, dacă o mai fi și mai logic, mai... Înțelegeți ideea? Și sunt foarte mulți filozofi care atunci când îi asculți te impresionează. Că ăștia filozofii sunt artiști. Și încep și filozofează și încep și spun toate lucrurile și tu zici, wow, ce frumos vorbește omul ăsta. Și poate să vorbească toate porcăriile că tu zici, dacă un filozof a spus-o, filozof să fie. Și vreau să vă spun ceva. Ce vă spun e foarte adevărat. Cei mai mulți sunt înșelați exact prin filozofie. Care este ceva normal la ora actuală, oriunde vă duceți. So, nu vă luați după oameni care au și învârtesc cuvintele și le întortochează și caută logică și caută tot felul de lucruri. Să știți că nu toate lucrurile sunt logice. De exemplu, logic era ca noi să facem afară evanghelizarea asta, da? Și o facem înăuntru. Dumnezeu a hotărât ploaie, na. Cine-i de vină? Dumnezeu. Așa e logic. Dar biblic vorbind, Dumnezeu nu-i de vină. Dumnezeu știe ce face. Filozofia strică inima și mintea. Mai departe. Și cu o amăgire deșartă, și ascultați aici că aici e foarte interesant, zice o amăgire deșartă după datina oamenilor. Și asta o să o repet. O amăgire deșartă, cu asta ne înșeală oamenii, după datina oamenilor. Ce vă spun acum e un lucru foarte important. Cei mai mulți oameni sunt înșelați după datina oamenilor. Pentru că oamenii promovează datină în loc de credință. De așa se explică că cei mai mulți oameni nu pot să trăiască cu Dumnezeu pentru că au fost învățați să trăiască după datină. Dar dacă mergeți în orice biserică și întrebați pe preot, spuneți-i să vă citească din Coloseni 2:8. Și o să vedeți că vă citește exact același lucru. Ei știu lucrurile astea. Că datina ne face să ne pierdem mințile. De exemplu, noi avem obiceiul să mâncăm mămăligă cu brânză. Dar dacă eu vin cu $100 la tine și zic hai să mâncăm niște carne de pui, niște mici, tu o să păstrezi datina și o să rămâi la mămăligă? Nu, ți-o schimb numai decât când vine vorba de stomac, schimb orice, corect? Și ai renunțat la toată datina ta. La noi în casă nu se mănâncă numai mămăligă. Hai să fim serioși. Cum vezi $100? Cum ți-ai schimbat datina? Înțelegeți? Datinile sunt făcute, asta spune Scriptura, datinile sunt făcute să ne țină în loc, să nu ne meargă mintea mai departe. Ai putea să fii mult mai inteligent, mult mai deștept, să înțelegi mult mai multe adevăruri, dar nu poți să le înveți mai multe pentru că tu ai fost învățat că trebuie să rămâi doar la datina pe care ai avut-o. Și normal,
că oamenii râd de tine și te socotesc prost și incult și înapoiat și așa mai departe. Pentru că dacă ai fi depășit datina asta, Biblia spune, asta e o amăgire, e o înșelătorie. Nimeni să nu vă înșele, ascultați, să nu vă înșele cu o amăgire deșartă după datina oamenilor. După învățăturile începătoare ale lumii și au zis, zice, și nu după Hristos. Cu alte cuvinte, o să vă traduc foarte simplu. Mulți oameni bisericoși încearcă să vă spună așa. Nu trăi după Hristos. Trăiește după datina noastră. Și te miri că e sărac, te miri că suferi, te miri că nu găsești un pic de speranță, te miri că ești depresiv. Normal, pentru că ai rămas undeva în secolul 17. Ea încearcă să asimilezi mai mult, să asculți mai mult, să-ți deschizi orizontul și o să rămâi surprins că datina te-a ținut 5, 10, 20 de ani în loc. Pentru că după datină, sufletul omului moare. Și ce vă spun acum e foarte adevărat. Datina și obiceiurile noastre nu fac nimic altceva decât să ne țină în trecut. Și Dumnezeu vrea să aveți un viitor grozav, strălucit, plin de speranță, plin de pace, plin de tot ce e nevoie. Vrei un viitor strălucit? Încetează să trăiești cu capul în trecut. Dumnezeu ți-a pregătit un viitor grozav. Trebuie să renunți la datină și la obiceiuri. Asta spune Biblia că e o înșelătorie. Oamenii, auziți ce spune, după datina oamenilor, cu aia suntem înșelați. Vă rog, dacă aveți o Biblie acasă, să citiți, că eu nu vă spun lucruri care e de la mine. Le citesc din Biblie. Da? Apoi, vă citesc despre Pavel, în Galateni 1 cu 14, zice așa. Eram însuflețit cu o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Acum să vă spun istoria lui. Ați auzit din Saul din Tars? Pavel, Sfântul Pavel, da? Pe care noi îl cinstim în bisericile noastre. El înainte avea o tradiție. Avea datinile strămoșești. El spunea, astea sunt cuvintele lui. El trăia după aia și după legile alea care el avea datinile lui, el trebuia să omoare pe orice om care crede în Fiul lui Dumnezeu. Așa se întâmplă că a prins pe creștinii din toată lumea care au început să creadă în Iisus Hristos pe vremea aceea, pentru că el era înflăcărat. El spunea, cu niciun chip nu pot să renunț la datinile mele, la obiceiurile mele, pentru că așa am fost învățat, auziți, zice, din strămoși. Asta e replica care au zis cel mai des. Așa am fost învățat din strămoși, să țin așa. Și Pavel zice, eu am făcut asta. Până când, să citiți acasă, Galateni, capitolul 1, să citiți acasă, până când Dumnezeu mi-a ieșit înainte, spune el. În ziua în care Dumnezeu mi-a ieșit înainte, i-a dat și alt nume, știți ce s-a întâmplat. I-a ieșit Dumnezeu înainte și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Așa îl chema înainte, Saul, pentru ce mă prigonești? Și îl întreabă, cine ești tu? Și Domnul îi spune, cel pe care îl prigonești, îi ia vederea, îl trimite la un om al lui Dumnezeu să-și capete din nou vederea. Și Dumnezeu, din ziua aceea, l-a ales pe Pavel, pe Sfântul Pavel, să fie cel care a mers și a propovăduit Evanghelia la neamuri. Tot ce știți dumneavoastră din Biblie și despre Dumnezeu, îi se datorează în mare parte lui. Și a cutreierat la neamuri să vestească Evanghelia. Și știți ce a spus după aceea? Asta ce citiți în Galateni e o scrisoare către biserica din Galateni, către oamenii de acolo și le spune, fraților galateni, oameni din Galateni, cândva eu eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Adică țineam strâns de ele. Și dacă citiți acasă mai departe, n-am scris că n-am timp, că mai am texte, și ce spune acolo? Zice, până mi-a ieșit Dumnezeu înainte, în momentul în care mi-a ieșit Dumnezeu înainte, am fost eliberat. Am început să trăiesc cu mintea deschisă. Eu vă zic în limba română acum. Astea sunt lucrurile care sunt o înșelătorie pentru noi. Și știți ce a spus cuvântul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Astea sunt motivele pentru care suntem înșelați. Sau felurile vorbe deșarte, vorbe amăgitoare, filozofie, datini și obiceiuri, după învățăturile lumii, nu cele din biserică, și zice, după învățăturile, după datinile strămoșești. De aici apar două categorii de oameni. Prima. Vreau să vă citesc din Roman 1 cu 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri care, și acum vă rog să fiți foarte atenți, înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. O să traduc, da?
Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri. Știi ce înseamnă asta? Să nu-L cinstești orice, în orice fel pe Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu se întoarce peste tine. Asta scrie în cartea Romanilor. În Romani 1:18. Și zice așa, că mânia lui Dumnezeu e împotriva oricărei nelegiuire. Știi ce înseamnă nelegiuire? Să trăiești fără lege, fără cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Biblia zice să nu minți și tu minți, mânia lui Dumnezeu la final se va năpustea asupra ta. Așa spune Scriptura. Eu nu vreau să vă sperii, eu vă citesc din Biblie. Dar vă zic ceva și mai real. Citiți aici așa. Înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Știți care e problema? Că atunci când facem nelegiuire, de exemplu, Biblia spune crede în Dumnezeu și tu în loc să crezi în Dumnezeu, nu numai că nu crezi în Dumnezeu, dar și înăbușe adevărul prin prostia ta, prin nelegiuirea ta. Cum? De exemplu, vine un om la biserică și tu în loc să știi, tu oricum știi că el face bine. Ai văzut vreodată un om care merge la biserică, să meargă în biserică, să danseze, să facă ce știu ce grozăvi? Nu! Omul merge la biserică că îi suferă, că are păcat și că vrea să fie mai bun. Și de aceea mulți nu se pot ține de biserică și merg înapoi în lume și trăiesc în tot felul de mizerii. Dar oamenii vin la biserică nu pentru că sunt mai buni. Oamenii vin la biserică tocmai pentru că sunt răi. Eu sunt în biserică pentru că sunt rău. Dumneavoastră sunteți aici pentru că vrem să devenim mai buni. Nu mergem la pocăiți, nu mergem la ortodoxi, nu mergem la catolici. Noi mergem la biserică că vrem să învățăm să devenim mai buni. Adică să trăim după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii anulează, înăbușă și ce înseamnă sufocă adevărul lui Dumnezeu și din cauza că ei sufocă prin trăirea lor adevărul lui Dumnezeu, zice că vine mânia lui Dumnezeu peste ei. Și nu vă întreb, mirați de ce se întâmplă cu mulți oameni în viață și dumneavoastră îi vedeți. Mor în tot felul de morți din astea ciudate și fără sens. Și ajung bătaie de joc pentru tot satul. Pentru că ei, în loc să creadă Evanghelia, vorbesc împotriva ei. Asta înseamnă să înăbușe adevărul. În momentul în care Dumnezeu spune să mă iubești din toată inima, știți care e cea mai mare poruncă? Asta. Și prima poruncă. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine, să mă iubești din toată inima ta, cu tot cugetul tău. Și noi în loc să iubim pe Dumnezeu, uitați ce iubim. Banii. Ascultați, sunt oameni care îl iubesc pe diavolul. Au ajuns să creadă în satana. Și Dumnezeu zice că mânia lui la vremea potrivită se va năpusti asupra lor. Și de ce? Pentru că ei știu în inima lor că Dumnezeu, și ce spune Scriptura, Dumnezeu a pus în noi legea lui Dumnezeu. Noi știm clar că există Dumnezeu, că de aia credem în satana, cei care cred în satana. Și nu trebuie să crezi în satana să știi că există, că îl vezi la tot pasul. Câteodată și pe la biserică vine, să bagă în tunii. Corect? Nu vrem să o spunem, dar e adevărat. Dar realitatea este că oamenii cred în satana, cred în orice, dar în Dumnezeu nu. Și asta înseamnă să năbuși adevărul, că în inima ta, în adâncul tău, undeva, orice ființă de pe pământ știe clar despre existența lui Dumnezeu. Și zice că Dumnezeu a pus-o acolo și cu ea ne-am născut. Și nu vă puteți dezvinovăți nici dumneavoastră, nici eu. Corect? Acum, înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Și o să traduc. Este un cuvânt în Ioan 17:17 pe care spune sfințește-i prin adevărul tău și zice cuvântul tău este adevărul. Înăbușă cuvântul tău în mizeria lor, zice cuvântul. Asta se traduce. Cuvântul tău este adevărul și adevărul ne face liber, ne face slobozi. În momentul în care tu înăbuși cuvântul lui Dumnezeu, știi cum se întâmplă asta? Zice Biblia să nu minți. Nu vreau să vă spun, să-mi spuneți cât ați mințit în ultima săptămână. Dar în momentul în care tu ai mințit și ai știut că nu-i voie să minți, ai înăbușit adevărul în nelegiuirea ta. Și luați toate păcatele pe rând, tot ce faceți împotriva Bibliei, faceți împotriva adevărului. Și adevărul este Hristos. Și ori de câte ori faceți împotriva lui Hristos, e ca și cum l-ați spune încă o dată pe cruce. Sau ca și cum ați spune ai murit degeaba pe cruce, că eu vreau să mint. Eu vreau să fur, eu vreau să fac aia și aia și aia și aia. Înțelegeți dumneavoastră? Asta este prima categorie de oameni. Oameni care năbușe adevărul din cauza că au fost înșelați. Și cred, pentru că nu au fost atenți. A doua categorie este aceasta. 1 Petru 4:14. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. În limba română vine cam așa. A doua categorie de oameni sunt cei care sunt batjocoriți din cauza că merg la biserică.
din cauza că trăiesc după Scriptură. Și zice Biblia, când oamenii râd de tine pentru că tu ești credincios, îi ferice de tine, adică ești fericit? Să fii fericit? Așa sunt oameni care nu s-au lăsat înșelați. Totdeauna sunt două variante. Omul care se lasă înșelat va înnăbuși adevărul, omul care nu se lasă înșelat, ascultați-mă ce vă spun, va fi fericit chiar când voi râdeți de mine, de exemplu. Nu voi, că voi nu faceți din asta, dar ei care râd, pocăiții, creștinul, voi sunteți nebuni, voi, da, sunt nebun. Dar nu e așa că tu n-ai pacea mea? Corect. Tu n-ai pacea mea, tu n-ai liniștea mea și tu trăiești total în nelegiuire. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Da? Concluzia este următoarea. Adevărul e că omul care este fericit din cauza că nu se lasă înșelat, spune că Duhul lui Dumnezeu este peste el, se odihnește peste el, ce fain sună, să se odihnească Duhul lui Dumnezeu peste tine. E grozav lucru. Se poate odihni Duhul lui Dumnezeu peste oameni? O, da! Stați să vedeți, eu știu despre ce vorbesc. Da. Oamenii cred, cum să vină Duhul Dumnezeu la mine? Da, Duhul Dumnezeu vine la oameni și se odihnește peste ei, asta spune Scriptura. Dar oamenii nu cred asta pentru că au fost înșelați. Li s-a spus, tu ești prea mare pentru Biblie, tu ești prea departe de... N-ai voie să pui mâna pe Biblie, n-ai voie să o citești, n-ai voie să faci așa, numai preotul trebuie să facă. Ascultă ce zic eu. Înșelătorie. Și știți cu ce? Cu datin, cu obiceiuri, cu cuvinte amăgitoare. Tu trebuie să fii fericit. Vrei să fii fericit? Tu trebuie să fii fericit. Nu te lăsa înșelat, ci crede în cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul. Concluzie. 1 Petru 4,15, da? Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau, am subliniat eu, ca făcător de rele. Sau ca unul care amestecă întrebările altuia. 1 Petru 4,17, căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu și dacă începe cu noi, cei din casa lui Dumnezeu, care va fi sfârșitul celor ce nu? Ascultă de Evanghelie. Ce am citit acum e lucru mare. Gândiți-vă că dacă pentru noi e greu să intrăm în împărăție, cei care umblăm la casa lui Dumnezeu, ce șansă au cei care trăiesc împotriva lui Dumnezeu? Iad. Frate, nu vorbi despre iad, nu vorbi despre păcat, nu vorbi despre ba. Despre asta vorbesc. Pentru că cu asta vă amăgesc oamenii și vă înșeală. Ei nu vor să vă spunem decât lucruri dulci. Iisus te iubește, Iisus a murit pentru tine ca tu să trăiești veșnic și să fii un ipocrit, nu? Și să fii un fățarnic și să-ți calci semeni în picioare, chiar și vrăjmașii. Nu! Realitatea este, după cuvântul acesta, dacă pentru noi, cei din casa lui Dumnezeu, care iubim pe Dumnezeu, trăim cât se poate de curat, nu reușim în toate, dar e greu să intrăm în împărăția, asta spune cuvântul. Dacă pentru noi, și zice că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, gândiți-vă ce lucru vă spun acum, de ce ar judeca Dumnezeu pe oameni de la casa Lui? Nu suntem noi bisericoși, nu suntem noi aia buni, care nu facem rău, nu bem, nu ne îmbătăm, nu facem toate lucrurile alea, ba, noi suntem aia buni și totuși Dumnezeu zice că cu noi începe judecata. De ce? Pentru că noi știm multe și facem puțin. Dar nu vrem să o spunem, pentru că noi vrem să își facă oamenii păreri despre noi numai, noi suntem aia sfinții, nu e adevărat. Ei vai de noi. Dacă pentru noi e greu să intrăm în împărăție, spune Scriptura, zice, care va fi sfârșitul, auziți, care? A celor ce nu ascultă de Evanghelie. Fraților și stimați invitați, de câte ori ați auzit Evanghelia și n-ați ascultat-o? De câte ori? Fără număr, nu? Fără număr. Asta spune Scriptura. Când nu asculți Evanghelia, sfârșitul tău e asigurat. Dar nu bine. Mergem mai departe. 1 Petru 4,18. Și spune ce am spus mai înainte. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit despre care am vorbit mai înainte și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, și acum fiți foarte atenți, cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletul credinciosului ziditor și să facă ce este bine. Cine suferă după voia lui Dumnezeu? Am citit mai sus. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele meu și vă citeți mai încolo ce se întâmplă cu cei ce suferă pentru numele lui Dumnezeu. Ia auziți ce se întâmplă cu cei ce suferă pentru numele lui Dumnezeu. Finalul. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați. E vorba despre cei ce suferă pentru cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple.
dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Mai departe. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Mergem mai departe. Și acum urmează ce am început să vă spun. Pentru cei ce o să sufere pentru numele Lui Dumnezeu, spune așa, o să vă dea afară din biserici, din sinagogi. Ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide, pentru că suferiți pentru numele Lui Dumnezeu, pentru că iubiți pe Dumnezeu, vă va ucide și auziți ce vor crede. Vor crede, o să creadă că aducă o slujbă Lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu. Ați auzit de musulmani? Ucid oameni pentru Allah. Ei cred că e bine, că așa au fost învățați. Va veni o vreme, și asta s-a întâmplat de-a lungul istoriei și se va mai întâmpla, când oamenii, Biserica Catolică, au omorât o grămadă de oameni în numele Lui Dumnezeu. Ei au crezut că fac așa. Pavel a fost unul dintre cei care au omorât, a închis oameni, a chinuit oameni și tot el spune că a făcut asta pentru numele Lui Dumnezeu. Asta e în Ioan 16:2, da? Și se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut, auziți, n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe mine. Și ce vreau să subliniez este exact aspectul ăsta. Ei vor crede că aduc o slujbă Lui Dumnezeu, dar Biblia spune că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Ne apropiem de final, adică de finalul finalului. Și zice atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, se vor urâi unii pe alții. Acum eu vă descriu câteva caracteristici ale oamenilor care trăiesc împotriva Lui Dumnezeu și peste care se va bate mâna Lui Dumnezeu. Și vă rog să fiți foarte atenți. Zice, vor cădea, se vor vinde unii pe alții, zice, se vor urâ, se vor scula mulți proroci mincinoși, adică oameni care vor pretinde că ei vorbesc de la Dumnezeu și vor înșela pe mulți, că despre asta vorbim astăzi seară. Oameni care vor zice că noi suntem cu Hristosul, că Dumnezeu nouă ne-a vorbit și vă vor spune vouă să mergeți după ei și în realitate vă vor duce drept în fundul iadului. Vă vor înșela și veți ajunge să intrați în lista asta. Urători, veți urâ pe alții, veți vinde, veți minți, veți înșela și zice, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci și aici vreau să fac o paranteză. Se pare că din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. A cui dragoste? Eu am mai repetat asta aici. A celor care au avut-o. Oamenii ăștia vor crede că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Oamenii ăștia cândva au crezut. Și vreau să vă dau un exemplu acum la secolul 21. Toată România crede în Dumnezeu. Dacă te duci la un ortodox, el zice că crede în Dumnezeu, dar dacă nu faci ca el, te pune pe cruce. Dacă te duci la un penticostal sau la un neoprotestant și nu faci ca el, oh, tu ești anatema. Realitatea e alta. Toți suntem răi și toți avem nevoie de Dumnezeu. Amin? Și ortodoxul, și catolicul, și baptistul, și penticostalul, nimic nu-i grozav între noi. Știți care e diferența între noi? Singurul lucru e diferit, felul în care noi alegem să trăim. Ne înșelăm sau nu? Acceptăm cuvântul Lui Dumnezeu și trăim după El sau mințim? Atât e diferența. Noi am pus bariere cu religii, tu ești religia cu tare, eu nu cred în religii, eu nu cred în comuniunea religiilor și nici nu cred în unitatea lor. Cum să se unească doi oameni care au două păreri diferite despre același lucru? Că este cu scandal și cu scântei. Dar eu cred așa, că și părerea ta și părerea mea trebuie să o aruncăm la gunoi și să luăm părerea Lui Iisus Hristos. Amin? Ăsta este singurul adevăr. Să renunțăm la părerile noastre, la diferențele noastre și amândoi să ne alinăm după cuvântul Lui Dumnezeu, că eu la asta vă chem. Să trăim după cuvânt, după adevăr. Și finalul este acesta. Dar cine va răbda până la sfârșit? Și aici îmi place foarte mult. Dacă nu vrei să fii înșelat, te vor face să suferi, asta spune tot textul ăsta. Te vor da afară din biserică. Oh, de ce te-ai dus la ea? Ești afară din biserică. El a știut cuvântul Lui Dumnezeu. Dumnezeu a știut, de aia a scris asta aici. Vă vor da afară din biserici. Vor crede că fac un lucru bun. Și de ce? Pentru că voi vreți să trăiți după adevăr. Pentru că nu vreți să vă mințiți și că nu vreți să fiți înșelați. Pentru că vreți să trăiți după cuvântul Lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte zice așa, dacă vei răbda când ei îți vor face toate astea, zice, vei fi mântuit, vei fi salvat din iad, drept în împărăția Lui Dumnezeu, adică tu îl vei vedea pe Dumnezeu față în față, asta spune acolo. Și o să închei cu ultimul verset care spune așa, Evanghelia aceasta a împărăției, da?
va fi propovăduit în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și zice, atunci va veni sfârșitul. Și o să închei cu ideea asta. Când vine sfârșitul? E simplu. Uitați-vă ce se întâmplă în jur. În Africa, Evanghelia a ajuns. În Asia, Evanghelia a ajuns. Musulmanii știu de Evanghelie și de Hristos, de aia îi omoară pe ei. Toată lumea știe. A ajuns până la marginile pământului. Timpul e numărat. Când va veni Domnul, ne va găsi exact așa cum suntem. Înțelegeți? De aceea vă rog fierbinte în final, în numele lui Iisus Hristos. Noi venim la Trăistioara sau în alte localități. Nu că n-am ce să fac, o credeți-mă. Cu talentul meu aș putea să fac averi. Și n-aș fi fericit. Eu vin aici pentru că eu cred în valoarea oamenilor. Eu cred că Dumnezeu a murit pe cruce pentru dumneavoastră și cred că sângele care s-a vărsat pentru că dacă dumneavoastră credeți, să fiți iertați de păcate. Și eu cred din toată inima că dumneavoastră nu sunteți niște gunoaie și nu sunteți niște reburturi, indiferent de religia pe care o aveți, eu cred că dumneavoastră sunteți persoanele pentru care Fiul lui Dumnezeu a stat pe cruce, dumneavoastră și eu. Sau cum aș putea să te tratez altfel? Tot ce v-am învățat, am învățat de aici din Scriptură. N-ați observat? Eu nu v-am zis părerile mele. V-am pus textul afișat ca să vedeți și v-am dat citatul din Biblie. Și vă dau, dacă vreți, vă fac copii după foaia asta și vi le trimite fratele Dan. Oamenii ne înșală și ne spun că dacă facem ca ei, o să vedem nu știu ce. Și ascultați-mă, și dăm bani grei și facem o grămadă de lucruri și suntem tot nefericiți. Și Pavel a spus, eu am fost unul dintre ei care a trăit cu datin și cu obiceiuri de la strămoșii mei și mi-am dat seama că am ucis. Vine Domnul. Și când vine Domnul, după fiecare, fie că vine la venirea Lui, fie că vine și ne duce acasă prin moarte, aici pe pământ, ascultați-mă ce vă spun, ar fi bine să ne ducă acasă în împărăția Lui. Amin. Să trăim în rai cu Dumnezeu. De-aia eu umblu și vestesc Evanghelia. Și mă duc în lunile trecute, am fost într-o sală de 2500 de oameni, peste 2500 de oameni, și am vestit Evanghelia exact cum am făcut-o aici. Pentru că nu contează numărul oamenilor și nu contează cât de mari sau de mici suntem, ci contează cât de mult vrem să ne apropiem de Dumnezeu care s-a apropiat de noi prin Fiul Său murind pe cruce. Vă prețuiți sufletul? Atunci o să vă spun versetul cu care am început. Băgați de seamă să nu vă înșele nimeni. Vă rog fierbinte, luați scripturile și cercetați-le. Întrebați din Biblie. Nu trebuie să veniți cu noi. Nu trebuie să faceți ce facem noi, luați Biblia și studiați. Și dacă găsiți cu cale că este adevăr în cuvântul lui Dumnezeu, am un singur sfat, o singură dorință. Trăiți-l. Dacă Biblia zice nu minți, ce rost are să minți? Dacă Biblia zice să nu urăști, ce rost are să urăști? Dacă Biblia zice să asculți de Dumnezeu, de ce n-ai ascultat? Eu nu văd asta. Ce vă învățăm noi altceva decât să ascultăm împreună de Dumnezeu și dumneavoastră și eu? Țineți minte cum am început? Dacă n-aș crede că sunteți special pentru Dumnezeu, n-aș vorbi în felul ăsta și n-aș sta aici la microfon. V-aș cânta, v-ar place, v-ați duce acasă și a zice ce frumos a cântat Adi. Dar eu n-am vrut să zice ce frumos am cântat. Eu am vrut să ziceți, mărit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Doamne, vreau să fac mai mult bine. Doamne, vreau să nu mai mint, vreau să nu mai fur, vreau să mă duc în împărăția Ta. Pentru că Biblia spune că dacă vrei să te duci pe drumul ăsta, fără să mai minți, fără să mai faci lucrurile astea, oamenii vor râde de tine și vor zice, ți-ai pierdut mințile. Și tu atunci zice Biblia că să fii fericit, că tu ești mântuit. Vrei să fii mântuit? Vrei să fii salvat? Din iad pentru împărăția lui Dumnezeu, că asta înseamnă mântuire. Vrei să te ducă Domnul în împărăția Lui? Te rog în numele Lui Iisus. Ia Biblia, citește-o. Dacă nu înțelegi, întreabă-mă. Întreabă-ne pe noi. Și noi încercăm să-ți explicăm cât știm și noi, că nu le știm pe toate. Dar împreună, scopul este, dacă nu ne mai vedem aici pe pământ, într-o zi să ne vedem amândoi, în cer, lângă Dumnezeu. Amin? Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.